Doamna Gabriela Firea, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse. Trofeul va fi mânat de domnul Florin Marian Spătaru, ministrul economiei. Seara tuturor, doamna președinte a Senatului, doamna președinte a reprezentanței Comisiei Europene la București, excelențele voastre, doamnă și domn ambasador, doamnă și domn ministri, stimați invitați, iubiți, îndrăgiți și stimați medici și militari, pentru că sunteți foarte mulți în sală și vă prețuim cu toții. Este o mare onoare pentru mine să primesc acest trofeu. Și așa cum am spus puțin mai devreme, cu multă emoție și sinceritate, doamna Gorghiu și eu îl împar cu colegele mele și cu toți colegii mei, pentru că noi aici nu facem altceva decât să le reprezentăm pe femeile din întreaga țară, care nu au posibilitatea să vină într-o astfel de gală extraordinară și să fie prețuite pentru munca lor, de multe ori nevăzută și neapreciată de zi cu zi. Vreau să vă spun că în pandemie cele mai curajoase au fost doamnele și ele se știu, mă uit și eu acum puțin către ele, cele mai puternice, alături de domni. Domnii din această seară, cu siguranță, sunt alături de noi, tocmai pentru că ne dau credit, pentru că altfel nu veneau la o astfel de gală, unde se celebrează feminitatea în politică, în artă, în medicină, în absolut toate domeniile de activitate, inclusiv diplomație, educație, cercetare. De ce vreau să fac aceste aprecieri? Pentru că noi nu ne plângem, nu ne plângem niciodată, doar vrem ca această perioadă, care de obicei este dedicată doamnelor și domnișoarelor la început de primăvară, să se prelungească, să se prelungească și atunci când avem sesiuni parlamentare și ședințe extraordinare la guvern și mă uit către domnii miniștri și atunci când trebuie să se ia decizii importante în forurile de conducere ale coalițiilor de guvernământ și să nu mai existe acele ședințe restrânse în care nu au acces doamnele doar pentru că sunt doamne. Altfel, la cele lărgite, cu siguranță, noi avem acces și cred că punctele noastre de vedere sunt cele care unesc și nu dezbină. Este o tristețe pentru fiecare dintre noi atunci când constatăm, spre exemplu, că în Guvernul României un an de zile a existat doar un ministru doamnă. Abia de câteva luni de zile, puține, o avem și pe doamna Ligia Deca, ministrul educației, pentru care m-am bucurat foarte mult că ni s-a alăturat echipei. De ce spun aceste lucruri? Pentru că împreună suntem în întreg, doar împreună putem să luăm cele mai corecte decizii pentru societate și a exclude femeile de la deciziile politice, economice, financiare, strategice, înseamnă până la urmă a avea un deficit în ceea ce privește informația reală din societate. Știu, toate statisticile arată faptul că 6 din 10 români consideră că locul femeii este doar acasă, la bucătărie, ca să nu spun direct la cratiță, și 3 din 10 români consideră că femeile nu sunt capabile să judece la rece și să ia decizii potrivite în momente tensionate. Dar vă spun și cu asta închei. Eu mă urc fără nicio problemă într-un avion condus de o doamnă și cred că și dumneavoastră o faceți. Intru cu inima deschisă într-o sală de operație unde chirurg este o doamnă și îmi las copiii la școală cu mare încredere acolo unde dascăl este o doamnă. Domnilor, în aceeași măsură vă iubim, vă prețuim, vă respectăm, dar vă rugăm să faceți același lucru și dumneavoastră față de noi. Mulțumesc, la mulți ani, doamnelor, domnilor, să aveți un an frumos, cu multă sănătate și binecuvântări!